au fost mai aproape de misterele cerului. Sute de elevi din întreaga țară au avut ocazia să urmărească soarele, luna, dar și principalele stele ale constelațiilor de primăvară din emisfera nordică. Grație specialiștilor din Republica Moldova și România, unii tineri au avut posibilitatea pentru prima dată să privească prin telescop 10 de corpuri cerești. Evenimentul a avut loc în Comuna Roșietici, Raionul Florești, cu prilejul Zilei Internaționale a Astronomiei. De mic copil mi-era interesantă astronomie, stelele, acolo, galaxiile și când am văzut că am ocazia să vin aici să urmăresc așa evenimente, ce și nu. Am observat că soarele are niște pietre negre, care recent le-am văzut și în carte și acum am avut ocazia să le urmăresc și în viață. Pe mine mai mult m-a fascinat că prima dată am avut ocazia să văd printr-un astfel de telescop și am văzut chiar cu ochii mei, nu numai în fața ecranelor, pietrele negre ale soarelui. E ceva neobișnuit, care nu poți vezi în fiecare zi, dar e frumos. Soarele, îmi presupun că să te uiți la stele să fie mai interesant, dar și soarele a fost interesant. Parcă te uiți ceva în microscop. Îmi pare că poți să te uiți infinit, poate interesant, poți să vezi și stele și luna. Observațiile astronomice solare, dar și cele nocturne, au fost realizate cu mai multe telescoape aduse din România, dar și din țara noastră. Spune că prin țările scandinave, practic fiecare a treia, a patra familie are telescop acasă. Dar la noi, după câte arată acum practica, nu ca a treia familie, dar nici a treia școală și nici în genere, am înțeles că în două raioane, practic nici una din școlile raionale nu este niciun telescop. Este foarte, foarte regretabil lucrul ăsta. Am adus un telescop solar lung, un telescop destul de modern și am mai dus un telescop refractor Skywatcher, care seara o să privim la lună cu telescopul acesta. Copiii s-au uitat la soare prin telescopul Dobson, aici de față. Au văzut patru pete solare datorită activității din această perioadă. Aici l-au văzut un soare portocaliu, la celălalt telescop au văzut un soare roșu în funcție de filtrele utilizate. Iar diseară ne vom uita la lună și, bineînțeles, la stele, stele duble, triple, vom pune telescopul pe ele, vom prezenta constelațiile din această seară. Evenimentul este organizat la inițiativa Asociației Obștești Orizonturi Rustice din Bălți și are loc în premieră în Republica Moldova. Organizând acest eveniment, noi ne-am propus să cuprindem mai multe domenii. Primul domeniu, care de fapt este și tematica acestui eveniment, observațiile astronomice, solare și nocturne. Al doilea domeniu, foarte important pentru localitatea Roșietici, este promovarea potențialului turistic. Ne dorim ca să scriem un proiect și să obținem finanțare pentru procurarea unui telescop chiar pentru gimnaziul Roșietici. Un eveniment similar va avea loc sâmbătă 7 mai în orașul Soroca, unde toți doritorii vor avea ocazia să vizioneze filme documentare, să participe la concursuri pe teme de cultură generală în astronomie, dar și să urmărească stele duble și obiectele cerești Deep Sky.